revenit la un alt video în care aș vrea să vă vorbesc despre hainele pe care le-am folosit în timpul primului trimestru de sarcină. Momentan sunt în săptămâna 14, deci am ajuns până în trimestrul 2. Este pentru prima dată, n-am mai ajuns așa de departe în sarcină. Dacă v-ați uitat la videourile de dinainte, știți că noi am ajuns cam greu până aici. Am avut 3 sarcini pe care le-am pierdut destul de devreme, pe la 6-7 săptămâni. Așa că pentru noi toată experiența asta este foarte nouă și ne bucurăm foarte mult. Însă ne-a fost și frică, sincer. Nu știam ce o să se întâmple, dacă vom reuși, nu vom reuși. Nici nu eram pregătite, nu știam la ce să mă aștept de la săptămânile care urmează după săptămâna a șaptea și eu mi-am spus de la început că nu vreau să-mi iau nimic de maternitate, haine sau orice altceva sau pentru bebe înainte să ajungem până în trimestrul 2 și chiar mi-am găsit lucruri în garderoba mea proprie pe care am avut-o înainte. Și nu mi-a fost greu. Chiar dacă noi cum am făcut FIV, din cauza tratamentului de hormoni, deja eu mă simțeam atât de umflată, zici că eram la 3 luni și aveam nevoie de haine comode pentru că orice purtam mă strângea și ca noroc să vă arăt ceea ce am purtat cel mai des. Și este ceva ce mi-am luat, este un set care l-am luat de la, cred că este de la Zara, anul trecut l-am luat, cred că în toamnă sau la sfârșitul verii. Este un set de pantaloni de ăștia așa, de training, de purtat acasă, care într-un fel m-a ajutat mult și în timpul tratamentelor și sarcinii, dar și este foarte comod și de lucrat de acasă. Și deci sunt niște pantaloni de training așa, foarte lejeri așa. Și elastici mai aici, aici sus. Și ce-mi place este că are porțiunea asta aici, așa foarte mare, pe care pot acum cu burtică să mi-o pun fie sub burtică, fie deasupra. Mi-este foarte, foarte, foarte comod. Materialul este extraordinar de pufos și de comod. Mi-a fost perfect și deci pantalonii ăștia vin cu un fel de jersey, așa partea de sus, care la fel este foarte comod să mi-o iau așa peste un tricou sau... Mie mi-a plăcut foarte mult, sincer, și mi-a plăcut atât de mult încât am asta care este pe gri și ceea ce port acum este exact același set, doar că este pe crem. Aici este burtica mică de 14 săptămâni și, după cum vedeți, mi-e foarte ușor să pun sub burtica aici. Mie totuși și așa e ok, dar de cele mai multe ori mi-o pun peste burtică. Mai ales în zilele astea, ca și astăzi, când e puțin mai răcoare și chiar mă încălzește foarte bine și, sincer, și în timpul tratamentului îmi era întotdeauna frig și având pantalonii ăștia așa, mai ales, vedeți, are și banda asta așa aici, elastică, mai groasă, așa, nu mă strânge la burtă sau ceva și a fost chiar foarte, foarte ok și vedeți și cu jerseyul ăsta cum arată, e așa foarte lejer, foarte mare și cu un tricou merge perfect, pot să mi-l închid. Deci ăsta, cred că l-am purtat, astea două le-am purtat cel mai des și chiar am vrut să mai iau încă un set, pentru că aveau și pe negru și mi-a plăcut atât de mult, am zis că mie nu mai îmi trebuie altceva și n-am mai avut în mărimea mea. Apoi, ce am mai purtat cel mai des și chiar m-a ajutat foarte mult, încă de la începutul sarcinii, chiar din prima lună deja, chiar după transfer, m-am umflat foarte mult în partea asta și orice purtam mă strângea sau cel puțin dacă purtam mai mult de câteva ore mă strângea și mi-am luat și niște sutiene din astea, să zic sport. Astea le-am luat de la... sunt de la H&M, deci foarte simplu, chestii de bază. Orice mi-am luat din bumbac. Încep totuși să mă strângă încet, încet și va trebui, cred că în câteva săptămâni, să caut altceva, dar până acum chiar mi-au fost de mare folos și mă bucur că le-am luat. Cu pantalonii ăștia pe care vi i-am arătat cu trainingul ăsta, uneori, de exemplu, nu-i purtam cu vesta asta așa, ci
Aveam tot așa de dinainte, deci vă spun, nu mi-am luat absolut nimic în plus. Aveam niște puluvere din astea așa largi, care la fel au fost foarte, foarte bune și pe timp de iarnă. Au și mânecile puțin așa mai scurte, vin cam până aici așa. Puloverul ăsta galben, cred că l-ați văzut în câteva videouri. Astea și astea au fost foarte comode și tot așa sub, ori mai luam un maieu, ori un tricou, în zilele când era mai frig și s-au potrivit foarte bine. Ce-am mai avut? A, da. Alte chestii care, sincer, eu uitasem că le am și am descoperit cu mare fericire. Sunt două chestii. Aveam niște, cum se numește ca astea, niște leggings din ăștia, care îi purtam iarna, care, dacă, nu știu dacă se vede, dar elasticul ăsta, îi am atât de mult timp și am purtat atât de mult, că elasticul ăsta deja săracul este puțin așa lăsat, dar este perfect pentru burtica mea și încap foarte bine în acești pantaloni, care, tot așa, v-am arătat puloverele astea, merge foarte bine pentru că astea sunt puțin așa mai lungi și atunci cu asta mi-a fost foarte comod și ăștia sunt chiar până jos, deci e lungime normală până jos la picior. Și când a început să vină, să zic, pe la sfârșitul lui martie, aprilie, a început să vină puțin vremea mai bună, dar totuși, știți voi, așa, când este soarele e prea cald, când se ascunde soarele e mai rece, tot așa niște leggings din ăștia, dar ăștia sunt mai mult așa de purtat sub, să zic, tot așa de bumbac, foarte elastici, care i-am purtat, dar nu cu pulovere, ci mai mult cu, am eu niște rochițe de genul ăsta, la care mergea să am niște leggings așa sub. Și vedeți voi că astea sunt așa mai lărguțe și cu astea mi-a fost iarăși foarte comod și încă mi-ar fi, dacă acum nu ar fi vară, încă le-aș mai purta și asta s-ar putea de fapt să-mi fie și mai încolo, să-mi fie ok, eu sunt curioasă, nu să le pun prea departe și tot așa rochița asta cu niște leggings așa ori lungi, ori trei sferturi a mers și a fost foarte comod. Să vă mai arăt tot așa din colecția mea de haine de sport. Bineînțeles că am purtat și leggings-ii mei de yoga, de pilates. Știți voi, normal, ăștia sunt de la Adidas. Iar foarte comod. Ăștia îmi vin chiar sub burtică, deci nu mi-acoperă burta. În zilele mai călduroase este ok. Dacă e mai frig, atunci port astea care sunt pantalonii care sunt acum pe mine. Dar ăștia tot așa cu niște maieuri din astea sport, de exemplu, sau tricouri sport. Deci astea sunt echipamentul meu de yoga, cum ar veni. Îl folosesc la fel, este foarte comod, e material care se întinde, este bumbac și este foarte ok. Însă, ce m-am bucurat foarte, foarte mult că am descoperit sunt acești pantaloni scurți pe care eu îi aveam. I-am luat de la Decathlon, sunt chiar firma aia lor de bază de la Decathlon și mi-au schimbat viața în momentul în care a venit primăvara și era încă totuși fric pentru rochițe, dar totuși ok pentru rochițe, dar mă neroție fric și atunci numai nu știam ce să fac. Și acești pantaloni frumos, cum vedeți, sunt așa puțin mai scurți, i-am luat sub rochițe. Știu că sună ciudat și arată ciudat, însă cei care nu știu, nu văd. Și atunci eu cum am rochițele mele, gen asta, cred că ați mai văzut-o, este lungă, îmi vine până sub genunchi. Sau mai am eu rochițe de genul ăsta care le purtam anul trecut la lucru, îmi vin frumos aici la talie, chiar deasupra burticii și, mă rog, sunt tot așa până la genunchi, puțin sub. Și atunci, când e puțin mai frig, atunci frumos iau eu pantalonii ăștia scurt sub și nimeni nu știe și mie nu mi-este frig la burtică. Pentru că și asta vine, tot așa îmi vine deasupra burticii și sunt foarte elastici și călduroși. Așa că mi-au schimbat viața de când
Mi-am adus aminte că îi am. Mai am încă o pereche, tot așa puțin mai diferiți. Ăia cred că sunt chiar mai scurți decât ăștia, însă partea asta de sus este și mai înaltă și îmi vine și mai mult peste burtică. Ăia cred că o să-mi vină perfect și mai încolo, pentru că sunt foarte, foarte, foarte elastici și genial. Deci dacă aveți nevoie sau dacă aveți așa, acasă așa ceva, să știți că puteți fenta și, și așa. Am uitat să vă arăt o chestie care... Astea vi le-am arătat, asta vi le-am arătat. Și mai am încă o fustiță care, asta, tot de la H&M am luat, tot de la H&M Basic. Deci nu este ceva extra, super, nu știu ce. Dar este tot așa din bumbac, din câte mi-aduc aminte. Da. Și este foarte elastică. Este o fustă din asta așa până sub genunchi, să zic, 3 sferturi. Dar la fel, este elastic, n-are fermar, n-are nimic. Pot să mi-au frumos, să mi-o pun cât de sus vreau, cât de jos vreau. Și chiar am purtat-o, cred că weekendul trecut sau cu 2 weekenduri. Și mi-am pus-o frumos așa pe burtică și așa de frumos a văzut burtica prin ea. Și nici nu m-a strâns absolut deloc. Cu un tricou care l-am ridicat așa puțin deasupra burticii, am purtat-o și a fost foarte comodă. Și le-am avut toate astea și, cum am zis, n-am vrut să-mi cumpăr lucruri de maternitate. Și cred că ce am în momentul ăsta încă va fi ok pentru câteva săptămâni, mai ales că vine vara. Îmi place foarte mult să purt rochițe și, în general, am rochițe de genul care vin, să zic așa, de la talie, vine partea de așa mai largă și cred că o să-mi vină ok cu burtica. Așa că sper ca pe timpul verii să nu trebuiască să cumpăr prea multe chestii. În schimb, n-am putut să port absolut deloc blugi. La început, încă în timpul tratamentului, când mergeam la spital, atunci mai purtam blugi, trebuia să-i desfac așa un pic, știți voi, șmecheria cu elasticul de păr, să lărgești puțin, să-i faci puțin mai mari, dar la mine, sincer, nu a funcționat, pentru că întotdeauna mă tăiau așa la burtă, chiar în zona cea mai incomodă și nu puteam să-i port mai mult de o oră, două. Așa că foarte, foarte devreme deja n-am mai putut să port blugi, însă mie îmi place, mi se pare comod să port blugi și cel mai probabil, nu știu dacă vara sau eventual toamna, o să-mi iau o pereche de blugi de maternitate, de așa cu elastic peste burtică. Și nu știu, să vedem, dar deocamdată chiar mă simt foarte confortabil cu chestiile care le am, rochițele pe timp de vară când e căldură și vreme bună, am frumos pantalonii mei de training care mă salvează oricând este frig. Să vedem. La serviciu deocamdată nu trebuie să mă duc, lucrez de acasă non-stop. Câteva zile s-ar putea să mă duc în următoarele săptămâni, o zi pe aici pe acolo, dar mă voi descurca tot așa cu ce am. În cazul în care va trebui să mă duc mai des la servici, cu siguranță va trebui să îmi cumpăr niște chestii. Dar e ok deocamdată. Vă rog frumos, dacă aveți ceva idei de, nu știu, trucuri sau haine pe care le-ați folosit voi în timpul sarcinii și chiar v-au folosit foarte mult, au fost foarte comode, fie de maternitate sau nu de maternitate, vă rog să vă lăsați în comentariu, pentru că sunt interesate și dacă sunt trucuri cu hainele pe care le avem deja sau dacă sunt piese de maternitate care ziceți că într-adevăr sunt foarte folositoare și recomandați să le cumpăr. Vă rog să-mi lăsați și voi în comentarii. Dar acum mă duc să mă pregătesc, pentru că în puțin timp Atila se întoarce de la servici și am zis că ieșim diseară la o cină în doi. Așa că mă duc să mă pregătesc repede. Așa că ne vedem în următorul filmuleț. Pa, pa! Thank you.